Încă 121 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde de asemenea se pregătesc și cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 121 de locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. În ceea ce privește oferta de locuri de muncă vacante, astăzi 21 ianuarie, există un număr total de 121 de locuri de muncă declarate vacante de către mai mulți angajatori, după cum urmează. Agent de securitate 1 loc, ambalator manual 1, ajutor bucătar 3, barman 2, bucătar șef 1, cofetar 3 locuri, casier 4, confecționer de articole textile 2, dispecer 2, frezor universal 1 loc, lucrător comercial 5, lăcătuș mecanic 3, lăcătuș construcții navale 6, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 12, măcelar 1 loc, manipulant mărfuri 3, recepționer marfă 2, strungar universal 1, sudor 50, sudor autogen 1 loc, sudor electric 4 locuri, șofer 2 locuri, schelar 1 loc, subinginer mecanic 1 loc, tubulator naval 1, tâmplar universal 1, vânzător 5 locuri, un loc de vopsitor în lemn și un loc de muncă în meseria de zidar. De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pregătește și cursuri de formare profesională. Îi rugăm pe șomer să vină să consulte aceste oferte. Ele sunt afișate afară la vizierul instituției noastre, unde vor găsi toate informațiile referitoare la aceste locuri de muncă și angajatorii care le oferă. Pentru cei care nu stau în municipiul Turnul Severin sau în comune arondate municipiului nostru, pot merge la colegii noștri din Orșova, Strehaia, Baia de Ramă, Vânjul Mare și Comuna Coșmir. Șomerii din aceste localități sau comunele arondate acestor puncte de lucru pot solicita colegilor noștri informații referitoare la toate condițiile de ocupare acestor locuri de muncă vacante. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Robeta Turnu Severin, dar și în Strehaia, Baia de Aramă, Orșova, Vânjul Mare și Comuna.